iarnă grea. Un pescar fanatic se duce la pescuit, deși era mult sub 0 grade. Scoate târnăcopul, face o copcă, după care își aruncă sculele în apă. Stă el ce stă și deodată aude o voce groasă în spate. Aici nu este pește. Când aude, pescarul își extrage undițele și se mută mai încolo. Mai face o copcă, se așează din nou la pescuit, dar nu mișcă nimic. După o vreme, aude din nou vocea. Aici nu este pește. Tipul, supărat, se mută din nou, sparge gheața și stă. Din nou în spatele lui, aude aceeași voce agasantă. Aici nu este pește. Enervat, pescarul se întoarce și zice: Dar cine ești tu, bă, de-mi sperii mereu norocul? Sunt directorul patinoarului. Maria, servitoarea, îi cere doamnei o mărire de salariu. Ea spune: Maria, de ce să-ți măresc salariul? Am 3 motive, doamnă. Primul este că eu calc cămășile mai bine decât dumneavoastră. Cine ți-a spus asta? Păi, domnul. Al doilea motiv este că eu gătesc mult mai bine decât dumneavoastră. Și prostia asta cine ți-a spus-o? Păi, tot domnul. Și al treilea motiv este că fac dragoste mai bine decât dumneavoastră. Și asta tot domnul ți-a spus-o? A, nu, doamnă, pe asta mi-a spus-o grădinarul. Mama aude gălăgie pe coridor, în toiul nopții. Iese din dormitor și îl vede pe Bulă cu o umbrelă în mână. Unde pleci, mă, la ora asta? La bordel, mamă. Te-ai tâmpit, mucosule, treci la culcare imediat. După vreo jumătate de oră, aude din nou gălăgie. Unde pleci, mă, din nou? La bordel, mamă. Treci, mă, în camera ta. Bine, atunci să vedem cum se întoarce tata acasă pe ploaia asta. Plutonierul major le spune subalternilor săi: Bă, mâine seară să-mi prindeți toți homosexualii din parc. Da, șefu, am înțeles, să trăiți. Pe la 2 noaptea merge plutonierul să verifice. Toți polițiștii erau în parc, prin tufișuri, cu pantaloni în vine. Ce faceți, mă, aici? Ce să facem, șefu? Întindem capcane. Care sunt cele 3 faze ale sclerozei? Faza 1. Intri la toaletă, îți faci treaba și uiți să tragi apa. Faza 2. Intri la toaletă, tragi apa, dar uiți de ce ai intrat. Faza 3. Intri la toaletă, îți termin treaba, tragi apa, dar uiți să-ți dai jos pantalonii. În urmă cu 3 zile, mângâindu-i cu grijă burta soției sale, soțul îi zice: Aceasta este grădina mea. Aici am să sădesc cartofi. Și adorme liniștit. Ieri, mângâindu-o fericit din nou pe burtică, îi zice plin de compasiune: Acesta este domeniul meu. Aici voi sădi roșii. Și adorme fericit. Azi dimineață, soția îi zice: Auzi, bă, agronomule, dacă diseară nu plantezi în grădina ta un morcov, să știi că dau tarlaua în arendă. NASA caută un voluntar calificat pentru o misiune pe Marte, din care însă să nu mai revină pe Pământ. Se prezintă un medic și cere $1.000.000. Se mai prezintă un inginer și cere 2.000.000. Zice că 1.000.000 este pentru scopul cercetărilor prealabile și încă unul să-l lase familiei.
mai vine și un politician care cere 3 milioane de dolari. Dar pentru ce vreți să folosiți banii? Păi un milion este al dumitale, un milion al meu și un milion să-l dăm medicului care vrea să plece pe Marte. La un motel de mâna a treia, un turist protestează. Aveți un motel tare infect. Toată noaptea m-au pișcat puricii. Și ce ați vrea, domnule, pentru 5 euro pe noapte? Cine ați fi vrut să vă piște? Jennifer Lopez? Ion și Gheorghe pasc oile pe marginea unei prăpăstii foarte adânci. La un moment dat, Ion alunecă și cade. Gheorghe, speriat, începe să-l strige. Ioanei! Bă, Ioanei! După un timp se aude vocea lui Ion. Ce e, bă, Ghiu? Bă, Ioane, bă, ți-ai rupt vreun picior? Nu, bă! Ți-ai rupt vreo mână? Nu, bă, Ghiu! Dar ce ai pățit? Nimic, bă, Ghiu! Că încă n-am ajuns! Badea Gheorghe pleacă la cosit. Spre seară, niște vecini îl găsesc leșinat. Este stropit cu apă și după un timp, omul își revine. Ce, Badea Gheorghe, ești bolnav? De ce ai leșinat? De foame, bă. Dar Lele Mărie nu ți-o pus de mâncare? Ba, mi-o pus, mă, pită și slană, dar mi-am uitat brișca acasă. Un ardelean coboară de pe feleac spre Cluj cu căruța, cu nevasta și copilul. Ajungând în dreptul teatrului, copilul întreabă: Tată, dar casa asta mare cu doi căței pe ea, ce-o fi? Nu știu, dragul tati. Apoi, în Piața Unirii, îl întreabă din nou: Tată, dar omul ăsta de fier, pe cal, cine-o fi? Nu știu, dragul tati. Femeia, enervată de insistențele copilului, intervine: Dar mai lasă-l în pace pe tactu, mă, copile! Nu vezi că-i trudit? La care ardeleanul zice calm: N-o lasă-l, femeie, să întrebe, că numai așa învață. Un bărbat sună la emisiunea de muzică a unui post de radio unde se făceau dedicații și spune: Tocmai am găsit un portofel cu 100.000 de coroane în el. Mai era aici și numele și adresa numitului Jan Ziegler, de pe strada Seifert, numărul 3, din Praga. Bine, domnule, dar cum te putem ajuta noi? Întrebă gazda emisiunii. Păi, mă gândeam să-i dedicați o melodie. Loții îi zice lui Ion: Mă, Ione, eu vorbește greu rumunește, mă, și vrei tu să înveți pe mine. Pentru început vreau să zici la mine care e diferența între bai și catastrofa. Mă, loții, mă, vezi tu, eu am o turmă mare de oi. No, amu, dacă Doamne feri, dă molima peste ele și mor tătie, no, ăsta e bai. Ăsta e bai mare. Îi bai, dar nu-i catastrofă. Dar dacă dă o bombă păstă Budapesta și omoară toți oamenii de acolo, apoi asta e catastrofă? Dar nu-i bai. Într-o zi, Tache se hotărăște să-i facă o vizită prietenului său, Mache. Ajungând la casa acestuia, vede o placă mare la poartă. Câine rău, intrați pe propria răspundere. Mai aveți timp să vă răzgândiți. Ușor intimidat,
Tache intră în curte. De câine, nici pomeneală. La ușa casei vede altă placă. Câine rău, dacă țineți la viață, întoarceți-vă acum. Speriat de-a binelea, deschide ușor ușa și pășește în hol, unde îl întâmpină amicul Mache. Într-un colț, un câine apatic stătea lungit pe jos. Salut, Mache! Dar ce-i cu toate avertizmentele astea? Văd că dulăul tău zace cât se poate de pasiv. Parcă ziceai că e rău. E rău, bă, Mache. Chiar foarte rău. Dar se consumă în el, mă. Vă vorbește capitanul Sinclair. Vă urez bun venit la bordul avionului British Airways, cursa 602 New York-Londra. Acum zburăm la o înălțime de 3500 de metri deasupra Atlanticului. Dacă vă uitați pe geam, veți observa că ambele motoare sunt în flăcări și că a căzut o aripă. Dacă vă uitați în jos, spre Oceanul Atlantic, veți observa o barcă mică de salvare din care vă fac cu mâna trei oameni. Unul dintre ei sunt eu, capitanul. Ceilalți doi sunt copilotul și una dintre stewardese. Iar acesta este un mesaj înregistrat. După vacanța de Paște, învățătoarea îi întreabă pe copii: ce fapte frumoase ați făcut în vacanță, copii? Eu am ajutat o bătrânică să treacă strada. Și eu l-am ajutat pe Ionel să treacă bătrânica strada. Și eu i-am ajutat pe Gigel și pe Ionel să treacă bătrânica strada. Dar de ce a fost nevoie de atâția copii? Fiindcă bătrânica nu voia să treacă strada. La ora de desen, Gigel desenează un punct negru așezat între două puncte albe. Învățătoarea întreabă mirată: Gigele, ce ai desenat acolo? Doamna învățătoare, este un purice cu vată în urechi. Copiii stăteau la rând pentru a servi prânzul în cantina unei școli gimnaziale catolice. Pe un colț al mesei era o grămadă mare de mere. Măicuțele lipiseră pe tava cu mere un bilet pe care scria: ia doar unul, Dumnezeu te supraveghează. Puțin mai în față, la capătul celălalt al mesei, se afla o grămadă mare de prăjituri cu ciocolată. Unul dintre copii a lipit un bilet: ia câte vrei, Dumnezeu e cu ochii pe mere. Într-o grădiniță din America, educatoarea le promite copiilor câte 2 dolari dacă vor răspunde exact la următoarea întrebare: cine a fost persoana cea mai importantă din istoria omenirii? Se ridică Sean, irlandezul, și zice că Sfântul Patrick. Greșit. Următorul. Se ridică McQueen, scoțianul, și zice că Sfântul Andrew. Greșit. Următorul. Se ridică Shlomo, evreul, și zice că Iisus Hristos. Educatoarea îi dă cei 2 dolari pentru că răspunsul este exact și îl întreabă cum se face că evreii îl recunosc pe Iisus ca fiind cel mai important om din istorie. Răspunsul lui Shlomo a fost următorul: doamna învățătoare, eu știu de fapt că cel mai tare din istoria umanității a fost Moise, dar afacerile sunt afaceri. Doctorul îi se adresează pacientului: mi-ați ascultat sfatul și ați dormit cu fereastra deschisă? Da, domnule doctor. Deci v-a dispărut complet astmul de care sufereați? Nu, domnule doctor, dar mi-au dispărut ceasul, telefonul, televizorul și laptopul.
La o clinică de tratament pentru bătrâni, înainte de a se interna, bătrânii trebuiau să meargă la medic care le dădea sfaturi pentru alimentație în funcție de boală și de buzunar. Intră primul bătrân și la capitolul alimentație, doctorul îl întreabă: ce pensie aveți? 2500 de roni. De la masă să nu vă lipsească friptura, sticla de vin și fructele tropicale. Cel de-al doilea avea pensia de 500 de roni. De la masă să nu vă lipsească legumele. Celui de-al treilea, cu pensia de doar 100 de roni, doctorul îi spune: tataie, aer, cât mai mult aer! Înaintea unei operații foarte complicate, chirurgul își întreabă pacientul: ce vârstă aveți? Domnule doctor, peste o lună voi împlini 40 de ani. Da, îmi place optimismul dumneavoastră. Doctorul, venit pentru soția bolnavă, intră în dormitor lăsându-l pe soț, foarte agitat, să aștepte afară. Peste două minute, doctorul iese din dormitor și cere un cuțit de bucătărie. Soțul se execută și doctorul dispare din nou în dormitor. Peste puțin timp, iese din nou, de data aceasta cerând un ciocan și o daltă. Soțul dă fuga și se întoarce cu ciocan și daltă. Acum, bietul om era într-o groaznică stare de agitație. Doctorul reintră în dormitor, reapare din nou după vreo 5 minute și zice: îmi pare rău, mă tem că am nevoie de o rangă. O rangă? Țipă soțul cu glasul sugrumat. Dar ce are, domnule doctor? Spuneți-mi și mie! Doctorul îi răspunse: nu știu, domnule, încă n-am reușit să deschid nenorocita asta de trusă. Doi deținuți stau de vorbă. Ia zi, pe tine câți ani te-au condamnat? 15. Pentru ce? Am spart un geam la serviciu. 15 ani pentru un geam? Dar unde lucrai? Pe un submarin. Într-o noapte se aude o bătaie în ușă. Se trezește soțul, iar când deschide ușa, îl vede pe unul zâmbind. Ce vrei, mă, la ora 3 noaptea? Îmi cer scuze, domnule, n-ați putea să mă împingeți? Du-te, bă, de aici, la 3 dimineața! Și îi închide ușa în nas, iar apoi se duce înapoi în pat lângă soție. Aceasta îl întreabă: cine a fost la ora asta? Păi unul, ci că vrea să-l împing. Soția se ridică într-un cot. Ți-aduce aminte când ai avut pană la motor și nu te-a împins nimeni și ai stat 4 ore pe magistrală, ți-era greu să dai o mână de ajutor? Soțul își trase repede o pereche de pantaloni, ieși afară și începu să strige: bă, unde ești? Se auzi un glas: aici! Unde aici? Aici! În leagăn! Mama către Bulă. Bulă, du-te la măcelar și vezi dacă are picioare de porc. Bine, mamă, mă duc. După 10 minute se întoarce Bulă acasă, iar mama sa îl întreabă: ia zi, Bulă, avea măcelarul picioare de porc? Nu știu, mamă, că era încălțat. Un tip este vizitat de un vecin. Auzi, vecine, vrem să tapetăm camera de zi și e la fel de mare ca și a ta. Tu, când ai tapetat-o, câte suluri ai cumpărat? 20. Mulțumesc. După 2 săptămâni se întâlnesc. Auzi, bă, tâmpitule, am cumpărat 20 de suluri și mi-au mai rămas 7 în plus. Și de ce mă faci tâmpit, vecine, că și mie tot 7 mi-au rămas?
polițistul, care cerceta un caz de sinucidere, o întreabă pe secretară. Chiar nu știi de ce s-a aruncat șeful tău pe fereastră? N-am idee, dar era așa de drăguț și de atent. Luna trecută mi-a cumpărat o blană, săptămâna trecută o mașină sport, iar azi dimineață un inel cu diamant. După aceea, mi-a spus că vrea să se culce cu mine și m-a întrebat ce îi cer în schimb. Și ce i-a răspuns? Că aici, la birou, bărbații de obicei îmi dau 50 de euro. Soțul meu m-a părăsit de 10 ani, domnule judecător. Aveți copii? Da, avem 8 copii. Cel mai mare are 9 ani, iar cel mic are 6 luni. Păi spuneați că v-a părăsit de 10 ani. Da, domnule judecător, însă din când în când mai vine să-și ceară scuze. Era odată un cerșetor care se așeza mereu lângă o biserică pentru a cerși cu o pălărie în mână. Într-o zi vine cu două pălării. Un enoriaș se apropie de el și îl întreabă: domnule dragă, de ce aveți două pălării? Cerșetorul îi răspunde: domnule, adevărul este că mi-a mers atât de bine încât m-am hotărât să-mi deschid o sucursală. Într-un sat sosește o învățătoare nouă și tânără. În întâmpinarea ei este trimis un tânăr arătos. Acesta îi pune frumos bagajele în căruță și se așează în față, lângă domnișoară. La marginea satului văd o vacă care se împerechea cu un taur. Venită de la oraș, învățătoarea este profund marcată și îl întreabă pe tânăr: de unde știe taurul că... știi tu, deci... când este momentul potrivit? Păi după mirosul vacii. Merg ei mai departe și văd un cal și o iapă făcând același lucru. Și calul de unde știe? Întreabă din nou curioasă învățătoarea. Tot după miros, la fel și câinii și oile. Ajung ei la noul domiciliu al învățătoarei, descarcă bagajele și băiatul își a rămas bun. Toate cele bune, domnișoară. Tânăra îi spune: îți mulțumesc pentru ajutor și poți să mai treci pe la mine dacă ți se desfundă nasul. O blondă, răvășită și extenuată, se prezintă la medic. Domnule doctor, pe lângă blocul meu sunt o grămadă de câini care latră toată noaptea. Nici o problemă, domnișoară. Nu sunteți primul caz. Luați aici somniferele acestea. Or să vă ajute. Peste două săptămâni, blonda se întoarce distrusă total. Doctorul rămâne perplex. Dar nu înțeleg, domnișoară. Mă așteptam să vă văd proaspătă și odihnită. Odihnită, domnule doctor? După ce alerg toată noaptea după câini? Iar atunci când prind câte unul, nici de-al naibii nu vrea să înghită pastila. Un tip se mută într-un apartament nou. Seara privește pe fereastră. În blocul de vis-a-vis vede o tânără foarte frumoasă, pe care începe să o urmărească în fiecare seară. După o vreme, într-o dimineață, îi sună telefonul. Alo? Bună dimineața! Sunt vecina de vis-a-vis. Scuze pentru deranj, dar n-ai văzut cumva aseară unde mi-am pus sutienul? Două prietene stau de vorbă. Auzi, dragă, am făcut cunoștință pe net cu trei bărbați. Primul este bogat, al doilea este deștept, iar al treilea este un dansator desăvârșit. Pe care crezi că ar trebui să-l aleg? Știi, draga mea,
cred că cel mai ușor este să-l înveți pe primul să citească și să danseze. Ia ascultă, nevastă. Când vecinul nostru și-a luat frigiderul nou, a insistat să ne luăm și noi unul la fel. Tot așa când și-a luat telefon mobil. Dacă și-a schimbat tapetul, a trebuit să-l schimb și eu. Acum că s-a recăsătorit, eu cum procedez? Medicul stomatolog îi se adresează pacientei. Măseaua aceasta trebuie scoasă. Dar, doctore, îmi este foarte frică. Cred că mai degrabă aș suporta să fac un copil. Domnișoară, vă rog să vă hotărâți, ca să știu cum așez scaunul. Soția citește horoscopul. La un moment dat se oprește și oftează. Of, fir ar să fie. Soțul se sizează și o întreabă ce s-a întâmplat. Ei, ce să se întâmple? Dacă te-ai fi născut cu 2 zile mai târziu, ai fi fost inteligent, gentil și spiritual. Într-o dimineață, când se trezește, soția îi spune soțului: tocmai am visat că mi-ai dat un colier de perle de Valentine's Day. Ce însemnătate crezi că are acest vis? Vom vedea diseară, îi răspunde soțul. Seara, bărbatul se întoarce acasă cu un mic pachet. Încântată la nebunie, soția îl deschide, iar în interior găsește o carte cu titlul Semnificația viselor. În urma unui accident, soția are urgentă nevoie de piele pentru fața ce îi fusese complet arsă. Soțul devotat își oferă propria lui piele. Doctorii folosesc în acest scop porțiunea din zona feselor. Soțul, împreună cu doctorii, hotărăsc să nu-i spună niciodată soției de unde a fost prelevată pielea. Operația reușește foarte bine, iar soția arată extraordinar. Recunoscătoare îi spune soțului: nu voi putea niciodată să-mi arăt recunoștința pentru gestul tău. Nici nu e nevoie, draga mea. Mă bucur foarte mult că te-am putut ajuta, mai ales când văd că mama ta e atât de fericită și te sărută pe ambii obraji. Tatăl lui Ionel încearcă să-i spună că e vremea să se însoare. Măi, copile, să știi că ți-am găsit nevastă. Pe cine, tată? Pe Maria lui Gheorghe din Vale. Tată, da, aia e oarbă. Lasă, bă, că numai bine. Nu te vede când vii târziu acasă. Dar, tată, aia e și surdă. Lasă, bă, că e bine, că nu te aude când o înjuri. Tată, da, e și șchioapă. Bă, copile, după atâtea calități, se mai acceptă și câte un mic defect. Un bărbat merge la o primă întâlnire cu o femeie cunoscută printr-un site matrimonial și pe care nu o văzuse niciodată. Pentru cazul că nu i-ar fi plăcut de ea, aranjează cu un prieten să îl sune după un sfert de oră ca să își asigure o scuză pentru o situație de urgență. Se întâlnesc cei doi la o cafenea, schimbă câteva fraze, dar bărbatului îi este clar că nu-i place femeia. În sfârșit, este căutat la telefon și atunci el își cere scuze și se duce să vorbească în holul localului. Când se întoarce, tipul afișează o față tristă și îngrijorată. Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Bunicul meu tocmai a murit. Slavă Domnului, zise femeia. Dacă nu murea al tău, ar fi murit al meu peste 5 minute.
guvernul ucrainian a anunțat că va promova turismul în zona din jurul centralei nucleare de la Cernobâl. Purtătorul de cuvânt al guvernului a ținut să precizeze: este tot un fel de Disneyland, doar că șoarecele de 2 metri este real. Bulișor găsește 100 de roni în fața geamului casei. Îi ridică și îi bagă repede în buzunar. Un trecător îl vede și îi zice: știi, ar trebui să-i predai la poliție. Nu e nevoie, domnule, sunt ai mamei. Dar de unde știi? Păi tata spune mereu că mama aruncă banii pe geam. O femeie intră într-o agenție matrimonială și începe să înșire preferințele. Aș dori pe cineva care să fie agreabil, virtuos, la locul lui, care să știe să cânte și să spună povestiri și glume, să stea tot timpul cu mine acasă, dar să tacă dacă m-a obosit. Înțeleg ce vreți, îi spune șefa agenției, dar cred că ați greșit adresa. Magazinul de televizoare este pe strada următoare. O tipă blondă, la volanul unei mașini, oprește la semafor. Apare aurolacul din zonă și îi cere o țigară. Blonda îi o oferă imediat ca să scape de el. Între timp, se pune de verde și tipa pleacă în trombă. La următorul semafor, în mod ciudat, același individ: doamnă, dați-mi și un foc. Tipa îi dă bricheta cu totul ca să-l vadă plecat de lângă portieră și pornește mai departe. La cel de-al treilea semafor, același individ, spre exasperarea blondei: doamnă, pentru că ai fost bună cu mine, dacă îmi dai un leu, te învăț să ieși din sensul giratoriu. Într-un proces de divorț, judecătorul o întreabă pe reclamantă: doamnă, sunteți sigură de ceea ce îmi cereți? Doriți divorțul pentru compatibilitate de caractere? Nu ar putea fi contrariul? Femeia se justifică: nu, domnule judecător, este pentru compatibilitate. Mie îmi plac filmele romantice, soțului meu la fel. Îmi place să merg la plajă la Mamaia și lui de asemenea. Îmi place să merg la teatrul de comedie și lui la fel. Mie îmi plac bărbații și lui la fel. La poliție, examen de promovare în grad. Îi bagă pe dobitoci într-o sală, vine ofițerul și le zice: bă, băieți, treburile este simple, bă. Azi vă dăm ceva ușor. Fiți atenți. Eu o să sting lumina, după care voi trebuie să-mi spuneți ce s-a întâmplat cu ea. Unde a dispărut? Stinge ofițerul lumina și cum se văd ăștia pe întuneric, încep să urle și să tremure de frică. Examinatorul vede că nu poate să o scoată la capăt cu ei și le zice: bă, băieți, vă dau permisie 2 săptămâni, dar după asta veniți și-mi ziceți unde s-a ascuns lumina. Pleacă dobitocii, vin după 2 săptămâni, nerași, nedormiți, și începe examinatorul să-i întrebe: ia zi, bă, Gheorghe, unde era lumina? Păi, nu știu. Ia zi, bă, tu, Ioane, unde era, bă, lumina? Păi, nu știu. Nimeni nu știe. Până când apare unul care zice: domn capitan, am aflat, dobe, care e soluția. Am aflat unde s-a ascuns lumina. Ia zi, bă, cum ai aflat. Fiți atent. Cum am ajuns acasă, am închis toate geamurile. Am tras jaluzelele, am bătut șipci la geamuri, la uși și am izolat toată casa. Apoi am stins lumina. Și dă-i și caut-o. Am smuls tapetul, am smuls parchetul, am dat jos tencuiala, am spart mobila, am ars saltelele, dar până la urmă am găsit-o nenorocită a naibii.
Și unde era măiazii? În frigider. Tată, nu puteam să dorm noaptea și mi-a zis domnul doctor să închid ochii și să mă apuc să-mi număr oile. Și-o mers, mă, fiule! Tai să vezi! M-am apucat să le număr și pe urmă mi-a perit tot somnul când am băgat eu de seamă că îmi lipsesc două. Un tip se duce la magazin să cumpere o parașută. Bună ziua, aș dori o parașută. Bine, iată, aceasta este una foarte bună. Și cum o deschid când sunt în zbor? Păi trageți de trăgaciul ăsta verde. Și dacă nu se deschide, trageți de cel roșu. Și dacă nici după asta nu se deschide, ei, o aduceți înapoi și vă schimbăm. În avion, un domn și o fetiță. Domnul zice: ce-ar fi să stăm de vorbă? Se pare că timpul trece mai repede conversând. Bine, zice fetița, închizând cartea pe care abia o deschisese. Despre ce ați dori să vorbim? Păi, o temă interesantă ar fi despre fizica atomică, nu crezi? Și surâde superior. De acord, zise fetița, dar mai întâi vreau să vă întreb ceva. O vacă, un cal și o oaie mănâncă același lucru, iarbă. Dar oaia face niște excremente ca niște biluțe, vaca la fel ca o plăcintă, iar calul niște mingi uscate. Cum vă explicați fenomenul? Habar n-am, zise domnul derutat. Păi atunci, domnule, cum vreți să vorbim despre fizica atomică dacă dumneavoastră nici despre rahat nu știți nimic? Se organizează o licitație de vinuri. În prima seară, francezul zice: doamnelor și domnișoarelor, vă prezint faimosul vin Chateau Latour, din soi nobil crescut pe dealurile Poiac, strugurii Culeș Bob cu Bob. Doamnelor, dacă îl bea bărbatul, garantat, penisul îi va crește cu 25%. Nebunie generală, cumpără femeile câte 10-20 de sticle. În cea de-a doua seară, spaniolul zice: doamnelor și domnișoarelor, din vestitul soi Montenegro, un vin de colecție cum nu mai găsiți nicăieri în lume. Dacă îl bea bărbatul, garantat, îi crește penisul cu minim 50%. Isterie generală, se vând câte 100 de sticle odată. În cea de-a treia seară, Marin zice: doamnelor, vă prezint Zaibărul Pandurilor. Doamnelor, acest vin este o adevărată nebunie. Crescut în spatele cășii, boabele sunt zdrobite cu piciorul de cei mai aprici bărbați din lume. Dacă îl bea, bărbatului i-o face ca pepenele. Asistența este pur și simplu nebunită. Femeile cumpără câte 2-3 cisterne de zaibăr fiecare. O americancă, pragmatică de felul ei, întreabă: domnul Marin, ca pepenele de lungă sau de groasă? De dulce, doamnă, de dulce! O sută de bărbați la poarta raiului. Forfoteală mare și se face trierea. Sfântul Petru zice: cei care și-au înșelat nevasta să facă un pas în față. 50 de bărbați fac un pas în față. Sfântul Petru zice: voi, cei care ați făcut un pas în față, în rai, ceilalți în iad. Unul dintre cei cu minți, care se știa curat, zice: dar de ce? Că eu am fost cu minte, de ce să ajung în iad? La care Sfântul Petru îi răspunde: Dumnezeu iartă greșeala, nu prostia.
Un preot stătea în biserică când deodată se pornește o furtună puternică în urma căreia se surpă un dig și începe să vină apa. La ușa bisericii se oprește un camion agiu și îi spune preotului: "Haide, urcă în mașină că te ia valul." "Nu merg nicăieri, Dumnezeu mă va salva." Mai târziu, când apa era până la brâu, vine unul cu barca: "Haide, urcă, te ia valul." "Nu, nu, Dumnezeu mă va salva." Apoi, când apa urcă până la acoperișul bisericii, preotul se urcă pe cupolă. Vine un elicopter, iar pilotul îi zice: "Haide, urcă, hai să te înneci." "Nu, nu, Dumnezeu mă va salva." După ce pleacă elicopterul, preotul se înneacă și ajunge în fața lui Dumnezeu, pe care îl întreabă: "Doamne, de ce nu m-ai salvat?" "Da ce? Mașina, barca și elicopterul nu ți-au fost de ajuns?" Plutonierul îl întreabă pe sergent: "Ce ai, bă, Vasile, ce tremuri așa, ce ai pățit?" "Păi, șefu, am stat puțin în frigider." "De ce să stai, mă, în frigider? Păi, n-ai zis dumneata, șefu, că polițaii trebuie să aibă sânge rece?" Un polițist din Caracal se plimba într-un bâlci în oraș. Se oprește la un stand de tir, trage, nimerește ținta și câștigă o mică broască țestoasă. Pleacă mulțumit. După o oră se întoarce, trage și câștigă iar. "Domnule polițist, acum puteți să vă alegeți ce vreți, o păpușă sau un ursuleț?" "A, nu, nu, dați-mi tot un sandwich, la fel ca data trecută." Doi polițiști găsesc trei grenade într-o groapă. "Și acum ce facem cu ele?" "Ce să facem, mă? Le ducem la secție." "Păi și dacă explodează una pe drum?" "E, spunem că am găsit doar două." O femeie, medic-stomatolog, căuta un ac pentru anestezia unui pacient. "Nu vreau, doamne, injecții, urăsc injecțiile!" strigă bărbatul. Doamna doctor agită atunci o butelie cu protoxid de azot, la care pacientul începu să țipe: "Nu pot să suport gazele, masca mă sufocă!" Doamna doctor îl întreba atunci pe pacient dacă n-are nimic împotrivă să ia o pilulă. "A, nicio problemă, mă împac bine cu pastilele." Doamna doctor reveni cu o pastilă și zise: "Uite, aici este o Viagra." "Doamnă, dar nu mi-am închipuit niciodată că Viagra atenuează durerea." "Nu atenuează, domnule, dar cel puțin o să ai de ce să te ții în timp ce scot măseaua." "Domnule doctor, azi noapte am avut un coșmar cumplit. Se făcea că trăgeam de o ușă pe care scria ceva." "Și ce scria?" "Împinge." Vine soțul seara acasă, trântește ușa și îi zice nevestei sale: "Hai, îmbracă-te, că astă seară avem program." "Ce program avem, dragă?" "Mergem la curve." "Cum adică să mergem împreună la curve?" "Uite așa, nevastă, eu mă duc la blonda de vis-a-vis și tu te duci la măta."